Salutare YouTube, eu sunt Cristi și astăzi începem o nouă miniserie pe canal, o serie de câteva episoade în care o să încercăm un nou mod de joc pe Minecraft, care dacă vouă o să vă placă, o să continuăm și o să facem mai multe episoade. Astăzi jucăm roleplay pe Minecraft sau GTA, suntem pe serverul multiplay.ro, o să aveți IP-ul în descriere dacă vreți să jucați și voi și este ora 1 și cea dimineața. Și nu e aproape nimeni, serverul a fost deschis recent, deci nu este chiar foarte populat, așa că hai să-l populăm, hai să jucăm împreună, intrați pe acest server și hai să jucați cu mine. Bun, avem aici câte ceva, nu o să le iau pentru că eu am kitul de VIP care conține și o sabie. Conține o sabie, nu conține altceva, dar bineînțeles că este făcut destul de bine. Stai că nu știu ce e chestia asta, dar în schimb tot ok. Deci e făcut destul de bine modul și o să vă explic cum funcționează. Oricum acest episod ar fi mai mult un episod de prezentare în care să vă explic ce trebuie să faceți, ce și cum funcționează pe aici și după aceea, dacă totul merge bine și vă place, intrați și voi, vă jucați cu mine și o să fim și noi mai mulți pe server. Bun, și am luat și un minigun. Ok, deci asta teoretic când ții click dreapta pe el, trage destul de repede și văd că Jetpack X, Chain Helmet, ok, deci văd că încă n-au schimbat numele. Serverul vine cu o textură a lui pentru acest mod și puteți să vă plimbați până oraș, puteți să dați loot, puteți să intrați peste tot și eu caut un lucru în special acum, pe care nu-l găsesc încă. Deci clar vreau să găsesc un lucru ceva special. Să vedeți, bă, dar nu-l găsesc. Efectiv, poți să-ți pui pe jos un cart și să începi să mergi. E ca și cum ai fi în GTA. Și cred că cineva mi-a donat $500 pentru că eu mai devreme aveam, de fapt 501, eu mai devreme aveam 30. Începi cu $30 pe server, adică vezi acolo, bă, nu, începeți cu 30. Dar datorită omului generos care mi-a donat, acum o să avem un început mai ușor. Nu știu cine mi-a donat, sincer, erau mai devreme câțiva player când am intrat eu să văd dacă totul merge bine. Am intrat, după cum vedeți că apare un text care zice acolo că, băi, vezi că eu nu știu cât timp îți expiră apartamentul. Bun, hai să dăm mor pe apartament. Te cred, apartament sau ceva genul. Bun, atunci o apartamente. Bun. Și suntem aici, hai să vedem. Știu că luasem și eu undeva o cameră. A, uite aici, exact prima cameră. Asta am împrumutat-o astăzi mai devreme. Am închiriat-o ieri mai devreme. Că am intrat și am vrut să văd cum e. Și mă jucam frumos pe aici și am întrebat pe cineva, băi, mi-explicați și mie cum e faza cu apartamentele și cu nebunile astea? Și un admin mi-a zis, băi, fii atent, uite, îți dau eu $5000, tu închiriază-ți o cameră și vezi cum funcționează. Deci dacă vrei să-ți închiriezi și ești tu un om șmecher și nu vrei să-ți cumperi casă, intri aici și poți să modifici, poți să faci ce vrei tu, practic e casa ta. Spargi orice, mă rog, pe deaua, nu, dar poți să spargi, îți pui itemele, spui un chest, pui acolo itemele, n-ai niciun stres, doar că, știi, trebuie să plătești destul de des, 5.000 de dolari pe zi, ceea ce nu e chiar așa de rău dacă vrei să începi să locuiești la început, să ai gen mult, să ai un loc asigurat deasupra capului, un acoperiș asigurat deasupra capului. Pentru că, hai să ne uităm la asta, stați așa, deci warp. Prima oară vreau să văd toate warp-urile, să vedem toate warp-urile. Avem warp apartamente, warp cabane, warp case, warp mine, warp obsidian, warp pescăre și warp săpător. Bun, prima oară mergem la warp cabane, pentru că aceste căbănuțe micuțe, care sunt pe aici în stânga și în dreapta, sunt niște căsuțe, practic, micuțe, da, cabane, 100.000 de dolari, vedeți? Gen, dacă n-a pus să strângi 100.000 de dolari, e foarte mișto să ai acolo un apartament pe care ți-l închiriezi câteva zile. Eu am 500 de dolari și asta e 100.000 de dolari. Până o să fac eu rost, mai durează. Bun, și eu, casă tot așa, spui frumos chesturi pe aici, storezi tot ce ai de storat. E ca și cum ai juca Samp. Sau, mă rog, în general, GTA. GTA Online, GTA Roleplay, știți voi.
Ok, suntem aici, asta este altă cabană. Îmi place mai mult cabana asta, e mai luxoasă, cel puțin așa mi se pare mie. Are chiar și o fântână în spate. Și warp case, ceea ce aș vrea eu să-mi cumpăr. Da, o să am destul de mult să lucrez pentru așa ceva. E, astea sunt casele tale. Gen, ce poți să iei? Uite, eu aș vrea pe asta, cred că asta cred că era. Că m-am uitat puțin mai devreme. Da, uite, asta cred că e. Îmi place mult de tot cum arată, nu știu, mi se pare că arată super. Dar e 600 de mii de dolari, deci până strângi tu bani este... Da, are și piscină. Până strâng eu banii ăștia, totuși bun. Hai să începem să facem bani de asemenea. Păi, funcționează ca să am, ca... Cum am zis, ca roleplay, trebuie să lucrezi ceva ca să strângi banii. Așa că noi prima oară, prima dată, mergem la warp săpător. Și aici avem dirt și nisip pe care îl spargem cu mâna și când scoatem un stack de ceva din astea două, mergem și vindem. Și după aia putem să cumpărăm gen ceva unealtă să meargă mai repede. Asta e gen un job. Prima oară ca job ai săpături. Și asta vreau să fac pentru început. Adică e destul de ușor să spargi un stack de ceva. Bine, să vedem ce o să fac eu prima oară un stack pentru că ne astea vin și dirt și sand. Aș vrea să vedem. Poate scot un stack de sand. Dar faza e că cred că îmi rămân banii peste tot. Și atunci vreau să scot 1000 de dolari pentru că deja am acei 500 de dolari cu cât încă cât o să scot acum. Hai, poate scoatem 1000 de dolari, adică gen un stack cu un stack, dar mă rog, și un singur stack ar fi bun, pentru că după aia vreau să mă duc la alt job, un job care ar fi mai pe placul meu, un job de Minecrafter, un job de miner și o să jucăm un fel de mini prison, de fapt, dacă se poate zice așa, cu minatul. Când minezi și e efectiv tot cam așa, doar că e cu minatul și la fel și cu pescăria, gen pescuiești și te plătesc. Ceea ce e mișto, din câte am înțeles, există mai multe facțiuni, gen poliție, dealeri și nu mai știu exact ce, dar știu că există mai multe facțiuni, și poliție, dealer, criminal sau ceva de genul. Am înțeles, mi se pare fain și am zis că băi, vreau să încerc. Vreau să fac o miniserie, vreau să încerc acest lucru pentru că tot am început să încerc cât mai multe lucruri și vreau să văd și GTA cum e. Oricum am auzit mai multe persoane care juca acest mod de joc, acest game mod și ai zis, băi, de ce nu? E fain. Poate eventual o să-l iau și pe Payne să joace cu mine, să filmeze și el. Ar fi ceva. N-ar fi rău. Ar fi chiar ceva. O să vorbesc cu Payne, poate vrea. Bun. Sell. Oh, și aici. Oh, fuck. Invers. Aici, bun. Și... Așa, bun. Acum am 500 dolari. Vedeți că am... Stai, ce? Bine. Așa, 1000... 31. Durează ceva până se upgradează, pardon. Până se... Ah! Până și revine. Updatează, mama ei! Că nu găseam cuvântul. Ok. Hai să vedem. Oh, acum că aș avea bani, aș putea să-mi cumpăr gen lopeți. Mă rog, alea sunt... Ah, fuck! S-a resetat. Genial. Ai... Chestia asta se generează la un moment dat. Credeți că e destul de adâncă și nu cred că o să fie foarte multe persoane, atât de multe persoane încât să nu aveți loc cu toții pe aici. Bun, hai să-mi pun nebunia asta în mână și să... Doamne. Bun, mai trage? Mai trage, nu-i problemă. Ok. 54, 55... Perfect, imediat facem 1000 de dolari și după aia mergem să căutăm alt job, un job mai bun, un job care să fie mai bănos. Aoleu, dar de fapt e cel mai bănos job, să zicem așa, dacă durează o grămadă, e warp obsidian, unde trebuie să spargi obsidian, fuck. Da, se câștigă bine, ok, deci avem, o să avem 1050 și noi acum suntem la warp, stai să vedem, warp mină. Bine, puteam să ghicesc și eu. Warp mină. Suntem aici și hai să vedem. Deci, bine ați venit la Warp mină. Bun, suntem aici și noi putem să luăm. Ăsta nu știu ce este. Ok, ăsta o să bănuiesc că e cel mai puternic pickaxe gen. Asta nu știu ce...
Gen, asta e cel mai slab, cel mai... și cel mai bun. Aș putea să iau unul cel mai bun pentru a fi cel mai eficient. Bun, ăsta ce este? Iron pickaxe. Shit. Ok, bănuiesc că astea erau gen lemn și piatră. Fuck. Ok. Păi... What the... Care-i pickaxe-ul? Oh, ăsta e pickaxe-ul. Așa. Oh, dar chiar cât dă un stack de astea? 750. Nu, 40. A, nu 45, un stack de ăsta dă 750. Bun, deci e clar mai rapid. Oarecum. Ar fi mișto dacă ai putea să-ți cumperi pickaxe de diamond. Oh, stai că poți. Ha. Doar că n-ar fi prea bun să-l folosești aici. Dacă tu ții pickaxe de diamond, te duci și tu ca omul la Warp Obsidian și acolo stai și minezi obsidian. Băi, foarte mișto. Mai ales că jocul acesta, acest mod de joc, e mult mai interesant dacă sunt și alții cu care să joci. Așa că chiar vă invit să intrați și voi pe server și să vă jucați. O să aveți din nou zic IP-ul în descriere. Intrați și la GTA și o să... Intru și eu, o să intre și Pain eventual dacă îl conving, dar mai mult ca sigur intră, deci îl conving sigur, 100%. Și o să jucăm și noi pe acest server cu voi și să vedem. Bun, 62, 64 până acum. Hai să mai luăm un stack și o să avem 1500. Ar fi mișto dacă ai putea să cumperi mai multe chestii, gen să cumperi upgrade-uri, cum ar fi unbreaking sau efficiency. Efficiency ar fi chiar mișto să poți să cumperi. Bun, 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 bun. Mă, ne apropiem în curând de două stacuri. Oricum n-am eu timp să sparg foarte mult, o să-și revină asta. Adică o să ajung iar să se umple în curând. Ok, să vedem. Cam câte blocuri sunt pe un, rând? Sunt vreo două stacuri? Sau nu sunt? Posibil să nu fie totuși. Era mișto dacă erau gen două stacuri pe un rând. Măcar știa eu treabă. Dar, bine, nu cred că ar apuca nimeni dacă se joacă cu altcineva să stea să spargă un rând în ăsta singur. Bine, e și ora tâmpită pentru că erau mai devreme niște playeri când am intrat prima oară, dar și eu îmi găsesc să mă joc la ore din astea tâmpite. Bun, hai să dăm sell și sell. Avem 1500 $ și să mergem la 1800 $ acum. Bun, asta este jetpack 100%, papuși soaneci. Chestia asta dacă le ții mâna, poți să sari. Și când dai click dreapta, ai de pula mea, sare o grămadă. Uai, de capul meu. Bine, chestia asta are cooldown. Și cu chestia asta zbori. Și asta se consumă sau are și ea cooldown? Că nu, cred că doar, cred că chestia asta se consumă. Nu cred că mai are și... și cooldown. Yep, doar se consumă. Poate mișto că gen pot să fac o nebunie din asta, gen să ies de aici, să ies pe aici. Wow, am ajuns inside. Unde suntem aici? Ăla-i maze sau ceva? Nu știu exact ce e asta. Bun, deci așa. Băi, e destul de echitabil. Cred că o să stau pe aici puțin mai târziu și o să-mi fac niște bani pentru episodul următor, pentru că vreau să filmez un episod în care o să apăreți și voi, deci când o să vă jucați și voi o să filmez atunci. Însă, până una alta, spawn, nu spawn, warp slash warp. Aș vrea să-mi fac bani să mai, de fapt nu cred că o să-mi cumpăr încă o casă, că nu prea am ce să pun acolo. Bun, dar avem așa, arenă, cabane, obsidian, pescărie, de fapt hai să vă arăt așa, deci. Warp obsidian. Și hai să vă arăt. E ca până acum, doar că pentru nebunia asta ai nevoie de pickaxe-ul ăsta de diamond care costă 25.000 de dolari. What? Da, dar un bloc de obsidian costă 100 de dolari. Deci 64 de blocuri or să fie... Deci 64.600 de dolari un stack. Ceea ce nu știu cât de grozav este. Oricum. Hai să mergem, stați așa, deci. Să... nu. Spawn. Vreau să mă duc la spawn. Mă, am făcut ceva bănuți, dar
Încă sper că s-au dat, s-au dat refill astea. Încă nu s-au dat refill, fuck. Oh, gen, poți să dai o dată la 24 de ore, am înțeles. Eu vreau să găsesc un card din ăla, să încep să mă plimb pe aici, de nebun. Ok, asta ar fi chiar drăguț, ar fi chiar fain. Ar fi fain să găsesc, ok, hai să vedem. Oh, și-a trecut și ploaia. Deci e bine. Sau nu, n-a trecut. Doar că ne dă înăuntru părea că s-a dus. Vă dați seama cât de fain ar fi dacă ar fi plin acest server? Gen, ar fi GTA, mă rog, e GTA în Minecraft. Mă, văd acolo un chest sau mi se pare mie? Da, cred că mi se părea. Ok, fuck this. Hai să vedem. Băi, îmi place oricum, harta e genială. Chiar îmi amintește de GTA, deci își face treaba din punctul ăsta de vedere. Și ar fi mișto, ar fi mișto, ar fi mai rapid dacă aș avea și un cart să mă plimb pe aici, dar... Acum ce să-și faci? Încă nu știu, nu sunt sigur dacă trebuie să ții carnet pentru a avea bărcuță. De fapt, noi pe aici ar trebui să mergem, nu pe partea cealaltă, eram pe contrasens. În fine, o să mă interesez. Ar fi mișto dacă ai avea nevoie de carne, dar... Cred că într-un fel ar fi mai bine fără, știi, să poți să conduci din prima, să n-ai niciun stres. Este doar îmbrișcă. Okidoki, bun. Băi, încă nu găsesc și eu un... un chest cu un cart, mă. Băi, nu găsesc un chest cu un cart, fuck! Mamă, dar e destul de foarte mare harta asta și acum ajungem pe partea cealaltă. Ce-i asta? Merita să încerc, nu? N-am pierdut nimic. N-am câștigat nimic, e adevărat, dar n-am pierdut nimic. Nu? Păi n-am. Și ce avem noi în partea asta? Clădiri destul de interesante, clădiri mari. Ok, deci cred că pe aici sunt în clădirile poliției și locul unde face afaceri cu droguri. Oh, well. Și aia e o biserică, cumva? Nu, cred că e o bancă? Da, e o bancă, pare că e o bancă. Cel puțin așa mai ales mi-arată mie. E doar un coloseum? What? What's this? Oh, și aici mergi mai departe? Zău, stai. Oh, e un fel de pistă de aterizare. Deci pe aici... Zău, ar fi epic să se bage și gen... avioane, să pleci dintr-o stație înaltă și să fie gen... pilot, un job... Știi, tu doar te duci acolo și ei te duc în altă regiune. Da, nu ar fi criminal. Oricum, cam asta ar fi pentru acest prim episod. Dacă vă place, lăsați un like la acest episod ca să facem mai multe și intrați și voi pe server dacă vreți să jucați cu mine. Pentru că și eu o să intru în cursuri zilei de astăzi, poate împreună cu Pain, poate singur, și o să filmez, slash filmăm dacă să joace și el. Dar cam asta ar fi tot. Până atunci eu am fost Cristi, sper că a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne auzim într-un episod viitor. Bye, bye!